Salut băieți, bine și bine v-am găsit la al doilea episod din mica mea serie cu Fallout 3. Ultima dată știu că am trecut examenul acela numit Capra și după 3 ani de zile, deci la 19 ani, mă trezește tipa asta din somn, Amata. Ce s-a întâmplat? E puțin dubios. Ok, deci ce e atât de serios? Oamenii tatălui meu te caută, l-au omorât pe Jonas. Știam eu că nu e ceva în regulă cu overseeker-ul ăla. Deci, cine e Jonas? Jonas Helpier. Ah, deci tata a ieșit din bunker. Ah, și crede că am o legătură cu asta. Eu nu știam nimic de chestia asta, deci... Deci, da, o să mă moare. Dacă l-au dat jos pe ăla, o să mă dea jos pe mine, mai ales că fiul trădătorului. Deci, logic că nu mai trebuie să stau aici. Trebuie să văd dacă poate să mă ajute să scap. Da, e puțin ciudat, înțelegi, totuși mă trezesc dintr-o dată și tu îmi spui că sunt în pericol și trebuie să scap. Deci ăștia din bunker stau aici sub amenințare, cred că a devenit un fel de regim totalitarism după ce i-a ajutat la început. Deci nu știam nimic. Da, poate a fost așa mai bine. Păi hai să mergem. Cum să scăpăm din bunker? E un tunel secret from my father received to exit. I have to hack the computer in his office. Ok, păi dar cum găsesc biroul? Mi-a dat... AC de birou sau cum se cheamă alea. Deci trebuie să spar lacătul. Și o armă, foarte bine. Cred că e mai bun decât shotgun-ul ăla de jucărie pe care l-am primit la ziua mea. Mi-a dat și muniție, mulțumesc. Wow, ce drăguț din partea ta. Păi, suntem pe cont propriu, cum s-ar spune. Habar n-avem unde trebuie să ne ducem. Dar știm că niște oameni caută să ne facă felul. Deci... Și get your stuff from your desktop before you leave. Deci trebuie să-mi iau chestiile de pe birou înainte să plec. Am 36 de gloanțe pentru pistol, care e foarte mult, mie îmi convine. Bun, trebuie să ne orientăm. Ce se aude? Deci, să ne uităm puțin la tastele de control. Deci nu pot să aștept cât oamenii sunt pe lângă noi. Mă gândeam să-mi continui somnul, dar se pare că nu putem face asta. Ok. Deci vedeți că bătaia e foarte... În practică, mi-a luat abia o pătrățică din viață, cu toate că de adictivă are mine. Prima mea țintă, deci eu n-am făcut nimic, ați văzut, a fost legitimă apărare. El a venit și a început să dea în mine. Ce vreau să fac? L-am jefuit acum, să vedem ce mai putem lua de pe masă. Jucărica noastră. Da. Press L și Ctrl to crouch. Adică să te târăști, să mergem nedetectați. Wow, hidden. Deci pare eu că dacă o să mă vadă, o să fie cineva lângă mine și o să stau așa, nu o să mă vadă. Ar fi o lovitură foarte mare în realistica jocului. Totuși, când ar trebui să ne gândim, poate avem o hartă. Deci să-mi montez armura și casca găzii. Sigur, sunt mai bune decât uniforma mea. Deci avem stolul. Nu! Ce-am făcut? L-am dat jos? Lel. Nu cred că o să fim foarte eficienți cu pumnii, cu toate că pare a fi destul de bine făcut. Nu am pistolul, l-am scăpat, ce am făcut. Sunt un om. Poate găsim ceva ce putem lua de prin zonă, sunt sigur că orice mi-ar fi de folos. Acest ar putea să fie ceva derulat, pentru că, sincer să fiu, mi-a luat mult timp să găsesc cheia care deschidea
lacătul de la biroul șefului și de asemenea pentru că am blocat odată lacătul încercând să-l deschid cu o agrafă de birou. M-am bătut gărzile, mi se pare că am murit odată. Oricum, cu armele astea e destul de greu să le dai jos. M-am mai încurcat și rătănile alea de gândaci și chiar și unii din prieteni. Deci este o gardă Gomez, parcă îl cheamă, care e de partea mea și cu tipul ăsta Baci, care e speriat de gândaci. Deci, și n-ai reușit să salvez mama. Nu știam să trag prea bine atunci. Deci, în jocul ăsta, acțiunea începe pe bune atunci când ieși din bunker, pentru că până atunci, practic, te obișnuiești cu mecanicile jocului, cu controlele și cu toate cele. Și a fost destul de dificil pentru mine să mă orientez pe culoarele care arătau aproape la fel și să țin minte pe unde am fost și pe unde nu am mai fost. M-am întors din același punct din care am plecat de câteva ori până când am ajuns la birou unde trebuia să ajung să sparg computerul și să deschid trapa care mă scotea afară din bunker. Din nefericire acolo m-a lăsat baltă screen recorderul, dar în cele de urmă am ieșit în sfârșit la suprafață, o lume imensă care așteaptă să fie descoperită. Îmbrăcat în uniforma de polițist, fac primii pași în lumea exterioară după 8-19 ani petrecuți sub pământ. Misiune completă, escape și mi-a dat 17 puncte de skill pe care le pun în locurile pe care cred eu că o să mă bazez mai mult în viitorul apropiat. De asemenea, un perk, care e tot un fel de skill, adică o abilitate nouă. Și coborâm stâncile astea, mai ceva ca o capră neagră. Exact cum te-ai imagina un oraș după un dezastru nuclear arată aici. Putem schimba în first person. Și acum trebuie să căutăm orice ne-ar putea folosi, orice obiecte pe care le-am utilizat, rămase dinainte de cataclism. În poștă găsim trei grenade și o substanță, cred, ce era aia. Numărește damage-ul pentru ceva timp. Am aproape jumătate de viață și am descoperit Springvale. Valea proaspătă s-ar traduce, așa se cheamă, cred, aici. Deci, misiunea, după cum spunea și în quest acolo, este să mă orientez, descoper locurile din prejur. Robotul ăla nu știu ce e cu el, dacă nu mă atacă, deocamdată e bine, cu toate că, din câte am văzut eu, s-ar putea să mai fie oameni prin exterior pe aici și s-ar putea să fie spionul lor. Și, oricum, nu vreau să-mi consum gloanțele pe o țintă care, momentan, nu mi-afectează viața. Mă ascund puțin de el. Aici s-ar putea iar să scot sunetul, pentru că nu vreau să am probleme cu copyright-ul. În continuare s-ar putea să-și facă niște o părere proastă despre mine pentru că port armura, blindajul celor de la din bunker acolo, polițiștii din bunker. Văd că asta de gunoi e goală și cabana asta pare prea întreagă pentru a nu fi folosită și eu zic că merită să o cercetăm. Who the hell are you? U, Where'd you cine come from? sunt eu? Moriarty sent Cred că you? întrebarea mea bună, cine e Moriarty și cine ești tu? Ce cauți Colin aici? Moriarty, the owner of Moriarty Saloon in Moriarty, Megaton. Moriarty, Siren in That Megaton. sack of shit is convinced that I'm some crazy junkie who stole money from him. Deja mă pune să aleg, cu toate că o cunosc câteva zeci de secunde. Deci, tell me your side of the story. Look, I used to work for that slob, doing, you know, favors for guys. Well, I got sick and tired of it. I told Te Moriarty I'm cred. taking my share of the caps and leaving. Caps, ce asta? I Cred că even e slept unitatea with a lor pig to seal the monetară. deal. Next morning he tells me I couldn't leave. So I bolted. Took Auleu. my money and ran. Now he's branded me a thief and a junkie and sent his cronies to find me. I guess I need a new hiding place. Da, cred că sunt de-a lor. Dar eu habar n-am ce petrece aici. Bă, o să aleg calea cea bună.
O să își păstreze banii și să-i spun ceva ce ar ajuta-o. Încă nu sunt copil, dar, oh, gained karma, deci dacă funcționează pe baza asta, universul din jocul ăsta s-ar putea să am ceva noroc în viitor. Vedem, poate putem să luăm ceva din în casă ei. Nu, stil, deci pot să fur, nu activăm radioul, nu vrem muzică cu copyright. Yes, nu căutam ceva, pace, poate pot să iau. Nu, frigiderul. Din fracțiunii și asta? What is it? Do you still offer your services? No. What will you do now? Ce să faci acum? Shoot myself up till I forget who I am. Mă. The wasteland sucks, kid. Just get used to it. Da, bănesc și eu. La cum arată, sunt sigur că e un... E un teritoriu nu prea primitor. E lumina afară. Nu, se întunecă. Se înserează cu toate că era lumina foarte puternică prin geam. Devine destul de sinistru aici. Deci mai bine să continuăm căutarea. Încă o casă. Data asta e blocată. Cred că o grenadă ar rezolva aia, dar... Să vedem. Ce avem pistolul. Eu zic să ne-l punem direct în caz că dăm peste ceva ce nu e așa prietenos. Să fim pregătiți. Am descoperit școala din Springfield. Și blocarea cealaltă e blocată. Și intrarea cealaltă e blocată. Deci rămâne să ne ducem în școală. Școlile sunt destul de înfricoșitoare și ziua, da, păi noaptea. Și da, păi după un dezastru nuclear. Cine știe ce creaturi pot să trăiască pe acolo. Asta e o navetă spațială sau ce? Dubios, asta e o rachetă. A, poate... A, era un loc deja cu tobogane. Aha, m-am prins. Ar fi tare dacă ne-am putea urca și decola. Dar știm cu toții că asta nu e așa posibil. Deci... ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Ați gloanțe. Inamicii. De ce nu se mișcă mai bine? No! Come on! Deci trebuie să-l... Avem pistolul. Ar trebui să-l putem lovi. N-are armură. N-are decât aia de piele. Eu zic că să dăm în corp. Ah, cool, m-am ratat. Ba, tragi ca o maimuță. Mișcă, de ce se mișcă așa lent? Deci sunt doi. Și de unde s-a mers? De unde a apărut? Ce caut aici? Au ieșit? De unde sunt? Nice shot. Și acasă. Bun, l-am dat jos. Mai era unul. Mai avem un singur glonț, din păcate. Să ne prăpătăm puțin HP-ul. Avem 126 din 210. Asta ne dă 50. E încă unul în față. Asta e mort. Lel, what, what is that? Trebuie să-l jefuim mai repede. Deci are 9 glonțe pe pistol. O armură. O uniformă. Îți vedea că e mai bună ca a noastră. Nu e mai slabă ca a noastră. Dar văd că scrie acolo valoare. Deci s-ar putea ca în viitor să le putem vinde. Așa că o să iau tot ce îmi pică în mână. E puțin overpowered chestia asta. Poți oprești timpul și să-ți folosești ajutoare din inventar. Să-ți încarci viața. Sau să... Să schimbe arma. Mi s-a activat Windows. A purtat aia cu chestia aia cu Activate Windows. Și să-l găsim pe al doilea. E destul de fricoșitor cu toate că... Uite-l în stânga. Însă încă doi. Urit nu-mi place. Deci să vedem. Am văzut acolo țigări sau... Carton of cigarettes. Deci le putem să le vindem. Cap, nu cred că o să mă ajute. În cutia asta de metal. Crutch. Și baseball ball. Bat. Bătă de baseball. Baseball bat. Putem să folosim în lupta de aproape. Încă un birou. Ii, uite, unde sunt? Unde sunt?
Sunt în dreapta. Uite. Neu. 71% de mișcare s-ar putea să ratăm. Wow, genial. Bravo, ai tras în cărămida aia. 4 gloanțe și mi-a consumat și energia. Genial, tragi ca o găină îmbătată. What? De unde ai apărut? Nu, bule. Din nou ne putem folosi puterea noastră de oprit timpul. Foarte echilibrat și drept. Da, de ce nu? Deci punem băta de baseball. Da, pistolul chinezesc nu prea se merită și rupe gâtul. Are o cască destul de tare în cap. Deci arma mea e în condiție rea. Nu, acum n-am timp să o repar. Aparatul cu pe bune. Pe... Treci, mă. Degeaba e cască când stă ceva cu bătă de baseball în halul ăla. O să-l căutăm. Are cuțit, grenadă, cască și armură. O să luăm, să vedem dacă e mai bună decât uniforma noastră. E egală. Dar o să luăm totuși, poate putem să o vindem. Nu i-am luat casca, era mai slabă decât casca mea. Toate că arăta mai badass. Mai era încă unul, trebuie să luăm și pe ăla. Din fericire am pierdut prea mult HP. Caution, în dreapta. Unde ești, mă? Simțul meu îmi spune că sunt în pericol. E bine, dragilor, eu zic că o să punem punct aici. Episodul ăsta se face din nou destul de lung și nu vreau să-l lungesc prea tare. Data viitoare o să vedem cum îl dăm jos pe ultimul bandit și ce mai găsim prin teritoriul ăsta acoperit de noapte și de radiații. Salut! Aoleu, mă, părții mini...